Hei, salutare, gașcă! Eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube, noi încă suntem în carantină și asta înseamnă că nici în acest vlog nu veți avea parte de alt decor. În acest vlog o să facem o super, super reacție. Aș putea spune că vom face o reacție trăznită, pentru că vom reacționa la copiii spun lucruri trăznite. Eu ador copiii și ce poate fi mai amuzant pentru Bibi decât niște copii care spun lucruri trăznite. Abia aștept să începem reacția, însă înainte nu uitați să apăsați pe butonașul ăla de like, pentru că el îmi arată susținerea voastră. Să nu mai lungim cu vorba și haideți să vedem ce lucruri trăznite spun copiii. Ok, primul video la care am să reacționez, știu că într-un timp era super viral pe Facebook. Iar acum mai nou sunt făcute multe TikTok-uri cu replici spuse de acești doi copilași, Oana și Pepe. Mami ce-a zis? E doar o fată frumoasă, ești și tu. A, replica asta mai mult ca sigur cu toții o știți de pe TikTok. De ce, Rebecca? Sunt supărată pe tine. De ce? Nu vreau să spun. E doar o fată frumoasă, ești și tu. Atunci ai zis că e o fată mai frumoasă. Bine v-am regăsit. În acest episod vom dezbate împreună cu două dintre vedetele preferate ale Ea are patru anișori, omăcă! Una dintre cele mai filtrate teme din ultima vreme. Divorțul încotro. Dragii mei, vreau să vă întreb și împreună și separat, ce părere aveți despre divorț? Am o părere că sunt foarte fericită. Și toată lumea e fericită pentru că am venit aici. Bun, dar de ce ești fericită? Nici o treabă cu divorțul. Ea e fericită că a venit în emisiune. Dar vă rog frumos să observați acei ochelari cu ștrasuri. Foarte cool, fetița. N-am ce să zic. Îmi place, îmi place. O să fiu vedetă. Tu? Ce părere ai despre divorț? Te face mai fericit? Da. Sau mai trist? Mai fericit. Mai fericit. Mare atitudine are fata. Cine are de câștigat din lupta asta? Cel bun. Nu-mi vinge răul. Cine este? Ah, ce drăguț. Eu. Se plac nebunii. Văd chimie între ei. Stop. După divorț, cum împărțiți lucrurile? Cine ia lucrurile cele mai importante și de valoare? Eu. Și eu iau să vă să conduc. Da. Cine pleacă primul din casă? Eu. Am spus primul. El. Lucrurile ți le ia el. Casa ți-o ia el. Mașina ți-o ia el. Tu rămâi pe drumuri așa? Păi am și greu. Vezi că o să-ți ia și seturile de cabluri wireless. De ce? O să ți le ia și nu o să mai poți să vezi nimic la televizor. Ena, și o să văd, și o să văd la calculator. Cine ia derulatorul de CD-uri? Eu. Săraca, mi-e milă de ea. Și eu iau tot. Și replica asta o știu de pe TikTok. Vai, cât îmi place, cât îmi place. Crezi că ia eu tot? Și eu iau tot. Cum? Numai prin judecată. Îl dau judecată. Și ce o să spui tu la proces? De ce meriți tu lucrurile și de ce nu el? Hai să vedem. Care sunt meritele tale? Tu cum ești? Bună. Deșteaptă. Înțeleaptă. Bună. Bună la... Bună. Frumoasă la suflet. Bună la suflet. Așa. Știu să citesc unde... Știi? Nu. Eu știu. Și eu știu. Știu să citesc. Știu să voxesc. Să ce? Să voxesc. Știu să vopsesc. Să voxesc. Știu să vopsesc. Așa. Știu să fac tablouri. Eu uite știu eu. Da. Judecată. Și ce o să spui tu la proces? De ce meriți tu lucrurile și de ce nu el? Hai să vedem. Care sunt meritele tale? Tu cum ești? Bună. Deșteaptă. Înțeleaptă. Bună. Bună, la, bună, frumoasă la suflet. Bună, bună la suflet. Doamne, o ador! Nu, eu știu. Și eu știu. Știu să citesc. Știu să voxesc. Să voxesc? Să voxesc. Să voxesc. Mă adora mila de aia, știe să voxească. Știu să voxesc. Să voxesc. Știu să voxesc. Știu să fac tablouri. Îmi place, îmi place de ea, nu cedează, nu cedează. Super atitudine, bravo, bravo, Oana. Un exemplu de așa, da. Tot te știu eu. Dar tu ai prietene mai frumoase ca ea? Opa, o-o. Mamă, ce fățucă a făcut? Ce suspans! Da.
Nu pot să cred așa ceva. Gata, Pepe. Gata, nu mai sunt de prieteni. Mamă, ce-a zis? Exact. Mi-era frică să spun. De ce te bate? Nu, dar mi-era frică să nu se supere. Deja m-am supărat. Dacă așa, Rebe. Mama, ce e? El zicea de femei. Nu zicea de mame, zicea de copii. Da, exact. Ia uite aici, că m-am enervat eu deja. Zicea de mame, zicea de copii. Doamne ferește. Păi de copii zic și eu. Păi mama nu e un copil. Păi nu zic de mame, zic de copii. Bă, băiatule. Bă, băiatule, iar nu mai țipa tu la Oana mea. Ce înseamnă asta? Țip tu la ea? Cum să fie? Cum să fie una mai frumoasă? Că eu sunt cea mai frumoasă. Bineînțeles că am un TikTok și cu replica asta. Zici ceva nepotrivit? Nu, da. Continuați. Spune tu dacă am mai văzut și eu un băiat mai frumos. Ai văzut un băiat mai frumos ca el? Da. Bineînțeles că ăsta e răspunsul. Băi, dar cum? Ia să cedeze. Mamă, Doamne, deci pur și simplu o ador pe Oana. Scumpa mea, ești exemplul meu în viață. Și nu m-a supărat deloc. A, da, sigur, băiatul meu, nu te supără. Cum să te supere pe tine așa ceva? Aici. Chiar e foarte frumos. Și m-am îndrăgostit chiar de el. Doamne! Să trebuie să faci cunoștință cu Livia. Livia? De unde Livia? Ce Livia? Care Livia că ai inventat? Știi? Ena. Are ochii albaștri? Da, ce să zic? Da, Oana, stai liniștită, draga mea. Ochii tăi sunt mult mai frumoși decât oricare ochi albaștri. Placă, ochii albaștri, nu te mai foie, știu că ești nervoasă, ai toate motivele. Zi tu. Că sunt supărată pe tine. De ce, Rebecca? Sunt supărată. Stați puțin, o cheamă Rebecca și de ce în descriere scrie Oana versus Pepe? Nu-mi vine să cred. Am trăit în minciună 4 minute? Bine, nu vă imaginați că am zis Oana, imaginați-vă că am zis Rebecca. Bine. De ce? Nu vreau să spun. Așa, foarte bine. Fata frumoasă, ești și tu. A, nebunule, acum dai la întors. Bă, băiatule. Ia hotărăște-te tu, că nu-ți merge cu fete de-astea așa care au atitudine, da? Ori albă, ori neagră. Atunci ai zis că e o fată mai frumoasă. Da, exact. Nu, ai spus doar așa, în gen. Da, așa, așa, ca să faci geloasă, nebunule, nu-ți merge, nu-ți merge. Dar ești tot mai frumoasă. Dacă m-ai mințit. Ne-am trecea singur. Să continuăm. Vorbăria. Doamne ferește. Nici nu știi. Ca să mai împăcăm spiritele, ai cunoscut o persoană mai deșteaptă decât ea? Ea. Deci dacă și acum zice da, mă enervez? Nu. Așa. Ce-a zis? Nu. Și ea ce nebună e. Ce-a zis? De parcă nu auzise bine. De unde? Nouă femeilor, ne place să auzim că suntem cele mai frumoase 200 de ori pe zi, dacă se poate. Să dai răspunsul, dar... E frică! Nu știu să citesc. Eu știu! Uite, știu să citesc și ce e pe foaia asta. Pe început. Hai să te văd. Bine. Normal că vrea el să pară gigolo. Mai băieți, vă dau un sfat. Nu mai încercați să păreți gigolo, că nu atrageți așa fetele de care sunteți îndrăgostiți. Mai yeah. O-A-N-A O-A-N-A P-E-P-E O-A-N-A Pepe. Deci până la cum? Eu nu mai înțeleg nimic. Deci până la urmă o cheamă Oana? Oana Pepe. De la Pepele. Hai că ne mai ai văzut limba. Ce? Doamne. Așa. Știu să citesc mai bine ca el, ca niciodată, cu ochii verzi. Deci tu ești mai deșteaptă decât prietenele. Păi da,
Oana sau Rebecca, cum te-o chema. Ce faci? Că ai zis că nu știi să citești. Hotărăște-te și tu, albă sau neagră? Da. Nu prea și... cred. Deci dacă o aduc pe aici pe doamna Viorica să vezi ce deșteaptă e. Am mașina acasă. Da. A, da, fata are mașina acasă, vă rog frumos. Și, și știu să conduc. Oh, la 4 ani știe. That's my girl. De parcă eu nu știu, Rebecca. Deci până la urmă o cheamă Rebecca. Nu că eu nu mai înțeleg nimic. Vă rog frumos să-mi scrieți la comentarii cum o cheamă, Oana sau Rebecca. Nu pune să mă sui pe o mașină adevărată, să vezi că știu. Ena și deșertă polițistul. Înceartă polițistul. Doamne, deci o figură toată fetița asta. E adorabilă maximă. Toate gesturile ei sunt pur și simplu geniale. Și te arestează. Să mă aresteze. Îți fac. E bad boy, e nebun. O place maxim și nu știe cum să... Amă, crezi că nu m-am prins? Cu închisoare. Cum? Că e de fier. Uite așa, cu închisoare, uite așa. Mă forțez, na. Ena și să te fac închisoare cu mașina, na. Păi, țară, nu mai îți dă mașină. Îți dă doar pat și televizor. Mașină. Și am un mic tirit, la la, am un mic. Deci nu, Oana sau Rebecca, cum o cheamă, e clar eu. Așa fac eu când nu-mi convine ceva. Încep să cânt și după o dau un țipăt. Mulțumim, cred. Da, și după începe să râdă. Suficient. M-am mințit că altă fată e mai frumoasă ca mine. M-am mințit că nu e adevărat. Nu e de iertat așa ceva. Cum? Cum a putut să te mintă? Eu sunt de acord aici cu Oana Rebecca. Câteva fiții, restul l-am suportat, că e foarte destul. Asta crezi tu, da? Bine, să vezi atunci când o să-și găsească pe cineva mai bun, că ți-ai fi dorit să o suporți și mai mult. Da, haideți să reacționăm la încă un video de copii spun lucruri trăznite.